După mai multe luni în care elevii au studiat exclusiv în mediul online, începând cu noul an școlar 2020-2021, aceștia vor reveni pe băncile școlilor, însă vor exista trei scenarii stabilite în contextul situației cauzate de noul coronavirus. Mai exact, este vorba despre scenariul verde, care înseamnă că în localitate e mai puțin de o persoană în medie în ultimele 14 zile detectată cu COVID-19, scenariul galben înseamnă că sunt între 1 și 3 persoane detectate în medie zilnică, iar scenariul roșu semnifică faptul că sunt peste 3 bolnavi noi în medie în localitatea respectivă la 1000 de locuitori. Președintele Klaus Iohannis a anunțat miercuri că noul an școlar va începe la termen, pe data de 14 septembrie, dar că forma de învățământ va depinde de datele epidemiologice înregistrate în perioada 1-14 septembrie. În județul Hunedoara, reprezentanții Inspectoratului Școlar Județean spun că există deja unități de învățământ care sunt pregătite pentru noul an școlar în condițiile actuale. Așa cum în mai, aprilie, lumea era alarmată, ce se întâmplă cu evaluarea națională, ce se întâmplă cu bacalaureatul și examenele cadrelor didactice, se vede că toate au decurs în condiții relativ normale. Același lucru se va întâmpla și în 14 septembrie, deci cert vom începe școala. Acum, în ce variante o să începem școala, depinde. După cum se știe, se vehiculează trei scenarii. Ce facem noi la ora actuală este să culegem încă o dată date de ultimă oră din toate unitățile de învățământ din județul Hunedoara, referitor la spațiu, la numărul de elevi și la device-urile existente și necesare. Sunt școli, de exemplu, care la ora actuală ne-au confirmat, fără nicio altă problemă, că ei vor începe școala în condiții normale. Învățământul online rămâne însă o opțiune și vine să completeze procesul educativ acolo unde cursurile nu se pot ține fizic, însă va rămâne la latitudinea unităților de învățământ și a comitetelor județene pentru situații de urgență. Cert este că ministerul dă un cadru al organizării începutului de an școlar, urmând ca, la nivelul fiecărei școli, Consiliul de Administrație să ia hotărârea vis-a-vis de modul cum va începe școala. Aceste scenarii nu vor fi valabile tot anul școlar, ci se vor actualiza permanent în funcție de situația epidemiologică locală. Ministerul Sănătății lucrează la normele sanitare care vor trebui îndeplinite, mai exact norme de distanțare, igienă și dezinfecție, și ele vor fi făcute publice în zilele următoare.